своими глазами. Da, vreau să spun că pozele care, imaginele care au apărut pe rețelele de socializare nu corespund realității. În primul rând, acolo este scris, notificat că condițiile spitalului de copii în care se tratează copiii, una din imagini relatează după anturaj secție de urologie, fosta secție de urologie, din cadrul blocului pentru adulți, bloc separat de spitalul de copii, unde copiii nu se află și nu s-au aflat în secția respectivă niciodată, sunt niște imagini incorrecte, sunt niște imagini false din cadrul secției respective și dumneavoastră, mergând din salon în salon, o să vedeți racursul și pozele care au fost plasate pe rețelele de socializare. Eu nu știu când au fost făcute, fiindcă necătând că secția la moment nu este cu pacienți, secția este nefuncțională, se duc lucrări de reparație pentru reconstrucția, reprofilarea acestei secții. Ea nu a fost funcțională din 2016, aici pacienții nu și-au petrecut tratamentul și acele poze dezastruoase care murdăresc imaginea a unui spital întreg din nordul țării nu aparțin secției respective. Dumneavoastră sunteți la momentul de față în secția în care pacienții nu sunt. Și o să mergem din salon în salon, o să mergem pe coridoare și o să vedeți că chiar și la momentul când nu este niciun pacient în secția respectivă, dar nu sunt așa imagini. După care noi o să mergem în spitalul de copii. O să vedeți realitatea de acolo. Ceea ce avem astăzi. Vă dați bine seama că tot ce avem noi astăzi la moment nu pot să fie create într-o noapte, nu pot fi create într-o oră. Sunt acele lucruri și acea realitate care este la moment în cadrul Spitalului Clinic Bălți. Sigur că unora le place ca să fie rău și truchează, învârtesc imaginile de zeci de ani vechimi pentru ca să-și obține niște, nu știu ce, nu vreau să mai explic. În rețelele de socializare este un singur distribuitor care murdărește imaginea întregul spitalului și a angajaților din cadrul spitalului Clinic Bălți. Cititorii și internauții care cunosc lucrurile, cunosc pe din afară. Doar unii și aceleași oameni. Că le rotesc, le învârtesc. Probabil ca să, nu știu, sau au o satisfacție de faptul că fac rău, sau este un interes financiar. Я благодарю Татьяну, работаю на больнице более 30 лет интендентом, который отвечает за конструкции и состояние внутренних зданий и помещений. Это отделение было сделано ремонт до поселения еще отделения урологии сюда. И в 2016 году состояние помещений было всегда хорошим, чистым. И никогда не было здесь такого, как показано на фотографии. Мы находимся в секции урологии, которая была в этом помещении. Нет, никогда не было такого состояния, которое показано на фотографиях. Это одна из поз, которая рядом имиджа о одной секции дезаструасе, еще раз repet, не секции для детей. Iată, o vedeți acum. Eu aș ruga foarte mult, stimați colegi, corespondenți, ca să luați imaginea. Lucrurile care stau și cum stau acum, evident cu poza care a fost arătată, eu nu știu în care an a fost filmată, dar chiar mizeria de ani de zile, să o dai ca actuală, poftim, noi vedem realitatea ce este. Aici lucrurile nu s-au... Exact același racurs, exact același salon. Nu s-au făcut lucrările timp de oră. Este imposibil, inuman, inadmisibil. Poftim realitatea. Da, sunt probleme, dar vreau acele probleme care să fie puse reale, obiective, să fie în folosul spitalului, în folosul societății, în folosul societății civile, în comun acord să le elaborăm, să le înaintăm spre reglementare și decizii către fondatorul nostru cu care noi să discutăm la direct, fiindcă nimeni nu le cunoaște problemele din interior mai bine decât noi și fondatorii noștri, Ministerul Sănătății. Și atunci noi să venim deja cu decizii în așa mod ca să putem să ajutăm această societate, să ajutăm acest sistem, să îmbunătățim calitatea acordării serviciilor medicale, dar nu prin denigrare. Vedeți realitatea. Șeful departamentului chirurgiei, doctorul Lăsăi. Secția respectivă, fosta secție urologie, în cadrul departamentului chirurgiei, deci ea, parcursul ultimilor 4-5 ani, funcționează. Secția a fost transferată
la alt etaj, la moment secția este nefuncțională, adică pacienți nu sunt, personal nu este, zicem așa, e conservată pentru altă. Aici noi suntem în departamentul pediatriei, în cadrul departamentului de pediatrie cu 101 paturi. Se acordă asistență medicală urgentă, pediatrică și chirurgicală, plus pacienții cu COVID la toți pacienții din nordul țării și municipiul Bălți. Din cadrul, conform regionalizării proiectului Elvețian Repimol, mai bine de 10 ani, Departamentul de Pediatrie acordă serviciu regionalizat de asistență medicală pediatrică pacienților din nord, de raioanele din nord ale țării și din municipiul Bălți. Condițiile care dumneavoastră o să le vedeți acum la moment sunt condițiile reale în care micii pacienți își petrec tratamentul și le se acordă asistență medicală cuvenită. Sigur că clădirea este așa cum este, își are un număr, un termen în ani. Dorința noastră și obiectivul nostru strategic este ca să îmbunătățim condițiile la fiecare etaj, la fiecare secție, și condițiile hoteliere, și condițiile cu echipament. Sigur că, conform planului vizat de fondatorii noștri Ministerul Sănătății și în strictă concordanță doar cu Ministerul Sănătății, în dependență de finanțările care le avem conform a cadrului legal care ne aparține. Evident că scopul nostru la toți este spre îmbunătățire continuă a calității acordării serviciilor medicale. Dar nici acele imagini neobiective care defaimează o instituție întreagă și care simplu nu sunt ale noastre. Nu sunt imaginile reale care redau realitatea. Nu sunt în genere din cadrul spitalului de copii. Iar asta dumneavoastră o să vă convingeți mergând în fiecare secție și văzând și blocurile sanitare și condițiile în care se tratează micii pacienți. În privința la medic care ne-am tratat, suntem mulțumiți. Și personalul tot la fel suntem mulțumiți. Dar condițiile dumneavoastră aveți și ochi și camere și vedeți singuri cum condițiile. Desigur, paturile poate, pentru copii ceva, că este foarte greu să-i ții într-o cameră și e bine, după cum se stăruie personalul, e bine. Tajul acesta este bine, este și apă fierbinte, este posibil de spălat copilul, că acum este cald și este greu să-l ții în așa condiții nespălat, dar până când... Pretenția adică nu aveți. Suntem până când mulțumiți. E principalul copilului să fie sănătos și să ajungem cu bine acasă. Asta e. Secție de terapie intensivă pediatrică, unde se acordă asistență pacienților în stare gravă și extrem de gravă, pacienților critici, începând de la cea mai fragedă vârstă, 3-4 zile și terminând cu vârsta de 18 ani. Și acestea sunt condițiile care dumneavoastră le-ați văzut anterior, în care micii pacienți sunt ajutați și sunt reîntorși înapoi la viață. Acum noi o să mergem în bloc operator și o să vedeți și condițiile de acolo, care sunt contradictorii celor expuse anterior. Deci noi suntem a două săptămâni. Vreau să spun că fetele sunt bravo aici. Mi-am fac curat de două, dar de trei ori pe zi. Mâncarea e bună, n-am avut probleme. Nici n-am văzut nimic aici. Secția este de 25 de paturi. Aici tratează copiii de la 5-6 zile de naștere până la 3 ani. Dacă cu diferite patologii respiratorii, somatice, cât să vă spun, să comentez pozele de la pozate, prostate, mai bine treceți și vedeți. Așa, saloane, eu când am venit la lucru posibil, asta erau 15-16 ani în urmă, erau unele lacune. Acum, s-au modificat multe și, dar blocuri sanitare nici nu avem așa blocuri, eu nu știu de unde au fost scoase așa poze, că nici nu avem așa blocuri sanitare, bai, cantine, saloane, ca să nu vă spun, puteți să vedeți și să filmați și vă arătăm, că nu s-au făcut de ieri până azi, dacă ieri a fost făcută postarea, de pe data de 18, azi e 19, nu, azi e 18, azi nu s-a făcut reparația, în viceu și în baie și în saloane. Adică puteți faceți paralela pozele care au fost postate și pozele care ați le postat dumneavoastră, cred că azi.